Povestea femeii care lucra la o fabrică de carne. Mai de mult, trăia o femeie care avusese o copilărie tare grea. Încă de când era mică, muncea foarte mult împreună cu părinții ei. Dacă ei mergeau la câmp, o luau și pe ea. Dacă se duceau cu ziua prin sat, nu plecau niciodată fără fată. Chiar dacă părinții fetei erau săraci, încă de mică au învățat-o să fie muncitoare și respectuoasă. Anii au trecut și fata a devenit o femeie în toată firea. Avea o mare dorință în inima ei, să le facă viața mai ușoară părinților ei. Când a auzit că în orașul din apropiere de satul în care locuia s-a deschis o fabrică de carne, femeia nu a stat pe gânduri. Le-a spus părinților ei: "Mamă, tată, merg să mă angajez la fabrică, deoarece am auzit că oferă salarii bune și astfel vă voi scăpa de sărăcie." Părinții au fost tare bucuroși să vadă atât de multă bunătate în sufletul ei. A doua zi, încă de dimineață, femeia s-a îmbrăcat și a pornit spre fabrica de carne. Acolo s-a întâlnit chiar cu directorul, care i-a pus câteva întrebări. Văzând cât de hotărâtă era femeia să muncească în acea fabrică, a angajat-o și i-a spus că poate veni la muncă chiar din a doua zi. Când a auzit, femeia a fost tare bucuroasă. A mers acasă și le-a dat vestea cea bună părinților ei, iar ei s-au bucurat tare mult. A doua zi, femeia s-a dus la muncă. La intrarea în curtea fabricii, era un paznic pe care ea l-a salutat cu mult respect, spunându-i: "Bună ziua, domnule." Iar paznicul i-a răspuns și el: "Bună ziua." A ajuns în fabrică și a început munca. La fel și a doua, a treia, a patra zi de muncă și tot așa. Săptămânile treceau, iar femeia mergea în fiecare zi la muncă. Dar nu trecea o zi în care să nu îl salute pe paznicul de la poarta fabricii. Când intra dimineața la muncă, mereu îi spunea: "Bună dimineața, domnule! Ce mai faceți? Sunteți bine? Vă doresc o zi frumoasă." Iar paznicul la rândul său îi spunea: "Bună dimineața, doamnă! Foarte bine fac! Vă mulțumesc mult! Și eu vă doresc să aveți o zi ușoară și frumoasă." După 4 ani de când femeia lucra în acea fabrică, într-una din zile a avut un mare ghinion. După ce toți angajații au plecat, femeia a fost nevoită să rămână să verifice calitatea unor lăzi cu carne. A intrat în camera frigorifică unde era ținută carnea, însă nu a observat că în urma ei ușa s-a închis și a blocat-o acolo. Când femeia a realizat că a rămas prinsă în camera frigorifică, a bătut cât de tare a putut în ușă și a strigat după ajutor, însă nimeni nu o putea auzi. A stat acolo mai multe minute și simțea cum temperatura corpului ei scădea foarte repede. Era sigură că acela avea să fie sfârșitul ei. Însă chiar atunci când simțea că nu mai poate rezista, cineva a deschis ușa camerei frigorifice. Era paznicul, care a scos-o repede de acolo și a întrebat-o: "Doamnă, sunteți bine?" Atunci femeia a reușit să iasă și i-a spus paznicului: "Acum sunt bine, da. Cum de ați venit aici și ați deschis camera frigorifică? Nu este trecută în fișa postului dumneavoastră responsabilitatea de a intra și de a verifica fabrica." Atunci paznicul i-a spus: "Am venit deoarece de 25 de ani de când lucrez la această fabrică, nu am mai văzut un om atât de politicos ca dumneavoastră. Lucrează sute de oameni la această fabrică, dar în fiecare zi, mulți treceau pe lângă mine ca și cum nici nu mă vedeau, sau ca și cum nici nu aș fi existat. Dar dumneavoastră mereu mă salutați la intrarea în fabrică, dimineața, și după amiază când ieșeați de la muncă. Când vă auzeam mereu că mă salutați, simțeam că nu sunt un simplu paznic, ci că sunt și eu un om important, demn de respect. Și asta îmi aducea o mare bucurie. Astăzi, am văzut că dimineața ați venit la muncă și m-ați salutat, dar după amiază am așteptat să ieșiți să mă salutați, dar dumneavoastră nu ați mai ieșit. Atunci am realizat că ceva nu este în regulă și am venit să vă caut." Când a auzit, femeii i-au dat lacrimile și l-a îmbrățișat pe paznic, mulțumindu-i din tot sufletul ei că i-a salvat viața. Respectul pe care i l-a oferit paznicului de-a lungul anilor a fost cel care i-a salvat viața. Morala poveștii: respectă toți oamenii din jurul tău și nu privi pe nimeni de sus. Fii genul de om care respectă femeia de serviciu, la fel cum îl respectă pe directorul unei mari companii.
Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.